The came, the monsters followed. They families. Fortnite reprezintă unul dintre cele mai vechi concepte Epic Games. Ideea de survival împotriva unor valuri zombie fiind prezentată în urmă cu ceva ani. Totuși, Fortnite a intrat la un moment dat într-un cont de umbră și abia recent a reapărut la suprafață în Early Access, adică vrem mai mulți bani în ciclul de dezvoltare. Și astăzi este unul dintre cele mai populare jocuri de pe planetă. Motiv pentru care îi și aruncăm o privire la insistențele voastre. Piles of loot. Un joc cu potențial distructiv. Dacă este să analizăm la bani mărunți, Epic nu au foarte multe serii de succes cu o componentă exclusiv multiplayer, exceptând bătrânul UT, listă ce includea la un moment dat și Paragon, dar care o să-și dea în curând obștescul sfârșit. Fortnite este o cu totul altă abordare, sigur urmărește tendințele pieței, dar este pentru PUBG ceea ce TF2 a fost pentru piața multiplayer din 2007 până prin 2010. Este o alternativă gratuită și nu prea, care propune și o experiență cooperativă, dar contra cost cel puțin momentan. Dar ceea ce ne-a plăcut este studioul care se ocupă de joc, People Can Fly, care au sub centură jocuri precum Painkiller, Gears of War și Bullet Storm. Jocuri a căror estetică ne-a atras atenția la lansare, prin gameplay-ul diferit, alegerile de design sau poveste. Ideea jocului este cât se poate de fumată în acest moment, fiind încă o narațiune despre sfârșitul lumii, zombii și furtuni magnetice, care fac 98% din populație să se transforme în zombies. Am mai left for dead până acum și noi și voi. Ceea ce face Fortnite interesant este acel suflu de desen animat, care nu se ia prea în serios aducând aminte într-un fel de TF2 combinat cu Minecraft și Left 4 Dead, iar acest gen o să te țină cu orele pe porțiunea coop. Când vine vorba de PvP, atunci povestea e mai simplă. Te sui într-un autobuz o avion, te parașutezi pe insula alături de camarazi, te baricadezi într-o poziție și aștepți ca cineva să facă o greșeală. Asta face Fortnite atractiv în acest moment, faptul că are o porțiune totalmente free-to-play prin modul standalone Fortnite Battle Royale mod de joc extrem de popular în acest moment, Epic capitalizând în această privință. Dar este interesant și prin prisma elementului cooperativ, care spune la contribuție nu doar skillurile tactice și viteza de reacție, ci și aptitudinile logice. Aceste două elemente diferențiază Fortnite pe piață și dau o savoare unică. Te simți ok pe post de jucător free-to-play, pentru că jocul te lasă să accesezi toate skinurile, atât timp cât ești un jucător fidel. Astfel poți să colecționezi monede pe care să le folosești în achiziția unui Battle Pass în PvP care ți oferă pe lângă skinuri și busturi alte monede, ciclul fiind destul de simplu. Faci o investiție o singură dată în PvP și cumperi de 10 euro V-Bucks și ții un Battle Pass. Ai făcut asta, ai acces la Gear Fine instant. Nu faci asta, poți să farmezi și jocul nu se schimbă cu nimic pentru tine. Asta pentru că toate itemele pe care le cumperi sunt cosmetice. Costume, arme, skinuri de orice, totul este cosmetic, iar unele arată surprinzător de bine. Precum, de exemplu, cavalerul din acest sezon. La bază, modul PvP este destul de simplu. Ai echipă de încă 3 indivizi, care te ajută sau nu, în cursul unui meci. Ideea fiind să aduni cât mai repede resurse și arme pentru a te fortifica în centrul furtunii, unde se îndreaptă toată lumea care supraviețuiește măcelului. Simplu în principiu, complicat în practică. Găsirea armelor și alegerea unui fort unde să-ți faci veacul fiind destul de dificile, mai ales dacă nu joci cu o echipă de prieteni. De cele mai multe ori, aceste meciuri random se soldează cu eșecuri de proporții, echipa ta plasându-se undeva sub markerul bunului simț. Ai nevoie de cooperare și mai ales să cunoști regulile de scandal. Spre exemplu, shotgun-ul este zeu, armele burst, rup, sniperele sunt super fine și nu te plimbă cu tufișul în câmp deschis. Astea sunt doar câteva tips and tricks de la zonă. Nu ai echipă, ești mâncat de restul de 96 de jucători, de cele mai multe ori în primele minute. Totuși, ai ce să faci, te ține în priză și faptul că poți să sari și să intri într-un joc imediat după decesul virtual dovedește faptul că avem o comunitate free-to-play foarte mare, care poate să nu fie toxică, atât timp cât nu deschizi microfonul. Asta dacă nu vrei să comunici cu un puș de 10 ani din Franța sau Belgia care urlă cât îl țin plămânii să nu-i mai iei lutul și să nu te mai duci după el. Scenariu care se petrece acum într-un joc din 10. Dar experiența este plăcută, mai ales cu amicii, cele câteva meciuri cooperative în care ne-am parașutat din avion autobuzul din Fortnite, de cele mai multe ori soldându-se cu urlete, atât de bucurie, dar și de frustrare. Asta pentru că PvP în Fortnite are nevoie de câteva balansări. Unele arme sunt absolut inutile, de exemplu pistoalele. Iar dependența de mitraliere, mai ales când dorești să distrugi un fort, este foarte mare, dar și de lansatoare de rachete. Este totuși un gameplay relativ echilibrat, bine gândit la bază, dar care are hibe în acest moment. Și ele sunt exploatate de comunitate, ceea ce face ca jocul să devină frustrant, mai ales în secunda în care toată lumea, în late game, folosește același meta și build config. Face jocul previzibil și nu lasă loc de experiment diferența uneori fiind făcută de cum cooperează echipa și de cât de bine și-a manageriat resursele și armele. Dar vine sezonul 3, cu noi update-uri, iar asta înseamnă că noi elemente vor fi adăugate în joc. Există aici baza unui joc foarte bun, simplu, ușor de învățat prin prisma modului free-to-play, dar foarte, foarte greu de stăpânit, ca și în cazul lui PUBG, doar că aici vei avea parte de o mecanică de joc mai iertătoare, mai simplificată, ușor de înțeles pentru toată lumea, dar care are o singură lacună. De fapt, este o greșeală grotescă de design pe care o vom taxa aspru, absența unui tutorial pentru modul free-to-play. Asta nu putem ierta, mai ales din punctul de vedere al unui jucător începător. Elementul cooperativ vine cu o poveste, cu niște cinematice și un tutorial, un jucător free-to-play în acest caz fiind tratat ca un cetățean de mâna a doua, care poate sau nu să aducă niște bani companiei, așa că nu are el nevoie să priceapă ce și cum împuști. Modul cooperativ îmbină practic Dungeon Defenders cu Minecraft și ceva Horde Mode Classic și reușește să-ți dea ceva de făcut, existând o campanie, ceva tascuri și questuri care țin jucătorul interesant, având acel sistem de progresie atât de important în zilele noastre. Experiența Cop co este plăcută, avansul se face pe nesimțite, mai ales dacă îți găsești pe cineva care să-ți împărtășească pasiunea pentru joc. Iar rezultatul este o experiență, cu toate că, uneori stătută și tăbăcită, te ține totuși în priză și îți dă constant ceva de făcut. Iar aici vorbim despre un joc care încă nu a ieșit din Early Access și propune undeva în 2018 o a doua jumătate o experiență free-to-play totală. Noi ne-am uitat peste acest joc pentru a vedea ce oferă și ce promite, iar rezultatul este o experiență care își merită cei 40 de dolari ceruți. Cu toate că mai realist pentru ceea ce oferă jocul în momentul de față ar fi fost 20 de euro. Nici un cent mai puțin, dar nici mai mult, iar asta doar pentru a accesa conținutul cooperativ, componenta Battle Royale fiind gratuită, așa cum am spus. Așa cum se prezintă Fortnite în acest moment, când vine vorba de experiența free-to-play, nu putem decât să o recomandăm cu dragă inimă. Sigur, nu este cea mai sănătoasă la cap comunitate, iar baguri mai găsești din când în când. Se joacă mulți copii, mulți dintre ei având sub 12-13 ani. Așa că vă avertizăm de pe acum să fiți atenți cu volumul la căști, dar este un joc bun, un free-to-play gratuit. Și un joc cu un gameplay iertător, indiferent că îl joci pe consolă sau PC. Dar pe parte cooperativă putem spune că lucrurile sunt mult mai bine gândite, mult mai AAA, dacă doriți existând o poveste, cinematice, un tutorial, ceva explicații despre lume, nu ca la plebei din free-to-play, iar ceea ce ți oferă incită, te ține în priză, îți dă constant ceva de făcut, iar asta te va face să te întorci la acest joc. Deci, merită să joci Fortnite în free-to-play sau să plătești cei 40 de dolari acum, pe care îi cere producătorul. Părerea noastră este să mai așteptați puțin, până când jocul va ajunge cu adevărat free-to-play. Elementul cooperativ încă mai are ceva de lucru până să ajungă la o versiune finală. Și tot ceea ce ai face acum ar fi să dai bani pentru beneficiul de a testa jocul. Chestie care credem că nu va incita pe toată lumea. PVP-ul este o alegere interesantă dacă dorești să pierzi ceva timp și să nu arunci bani pe geam. Să te distrezi, rapid și simplu. Tu, un aerobuz, trei amici și alți 96 de nerozi care încearcă să-ți ia lutul și fragurile. Nimic mai simplu. Noi aici la zonă, îi acordăm calificativul? Bă, ne-a plăcut, dar păcat că nu e terminat. Așadar, nu-i acordăm o notă, pentru că discutăm despre un joc Early Access.